De ce studentul sau că Valentin Cătălin lucrează în analiză pe lume finită în programul ANSYS și tot cu metode neconvenționale de predare. Adică toți pașii îi trece pe tablă și în funcție de pașii scriși pe tablă, mergem la laptop și să vedem dacă domnia asta îi iese simularea în ANSYS. Un singur pas, dacă este greșit, nu este simulare. Dar noi prezentăm studenții de excepție care au stat de vechi în element finit. Este abia în anul 2 și sperăm că până în anul 4 și respectiv la master să fie ași în acest domeniu, că au pornit destul de bine. Poftiți, domnul inginer! Bună ziua, domnul pregăsit! Astăzi vă voi prezenta analiza pe element finit al unui ar reputit. În programul? În programul ANSYS. Prima dată și prima dată vom deschide programul ANSYS. Da, programul ANSYS. După ce am deschis programul ANSYS, vom accesa static structural. După ce am accesat acest element, va trebui să alegem un material altul repetit. Vom intra la engineering data. Dacă nu avem acest oțel, vrem schimbă la TM, să mergem în engineering data și mai departe la? La engineering data source. La sursă, da? Corect. Așa. Perfect. Și? După care vom alege materialul respectiv de la components materials. De la general materials. Materials, da? Deci mai departe, general materials. Materiale generale. Și de acolo, material. General materials. Nu generals. General materials, da? Da. Și de acolo alegem. Aliaj de cuplu, aliaj de tuțan. Să facem. Magnesiu și așa mai departe. Da. Iar dacă ce vin apoi la meniul principal. Da. Mergem la geometrie. La geometrie. Da. Insert. Da. Browse. Și ce alegem? Ce luăm? Browse. Ce căutăm? Și vom căuta piesa respectivă... Browse. 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 Ce? Browse. Browse. Nu? Da. Așa. Ce căutăm? Căutăm piesa noastră... Într-un director pe desktop sau unde o punem noi. Un director al etare. Și ce dăm noi? Opa. Opa. Dar trebuie piesa să fie în ce format? IGS sau parasolit sau, da? Da, exact. Și altele care le deschide ANSYS-ul. Corect? Corect. Open. Și apare văzut la geometrie. Da. Apoi? După care vom intra la... Model. Model. Corect. Model. Și ce facem? Dublu click. Dublu click. Sau click stânga edit. Da? Dublu click. Ce face? Și de aici vom da import geometrie. Se importă geometria? Nu, se importă geometria. O face, importă geometria.
overall progress, import geometrie, da? Da, după care apare în mechanical, apare în comandă. Da? Care o să fie ce de acolo. Vedem că geometria, dacă are semnul întrebări, înseamnă că nu-i bună. Nu-i bună. Trebuie să o reparăm. Reparăm. Da? Noi mergem pe o geometrie bună în acest caz, da? Da. Bun. Și unde mergem, da? Mergem prima dată la mesh. Mesh. Ce înseamnă mesh? Discretizare. Da. Mesh, păi. Ce facem cu mesh? Vom... Dăm. Da, click la size. Ha? Vom da pe mesh. A, sizing, da? De la grosul la coars, mergem la fit. Și vom da la file. Și dăm ce? Update. Update file. Update file, da? Da. Și deci așa, corect? După care vom face clip de altă pe mesh. Așa. Și vom da generate mesh. Da, dar dacă... Bun, ok. Dacă am dat update, bun, corect, da. Generate mesh. Așa, corect. După ce am acces... Ne apar număr de elemente, număr de noduri, da? Da. Ora. Vom intra în static structural. Structural, corect. Care este în stânga acolo, la mecanica. Da? Da. Și? Și vom alege prima dată suportul în care vom încastra obiectul nostru. Da. Deci alegem suprafața, pe suprafața, sus e suprafața, da? Surface. Și vom alege fix suport. Fix suport. Suport. Cu doi de P este în engleză. Suport. Dacă scrii către așa. Da. Fix suport, adică încastrarea. O castrez, da? În niște secțiuni, corect? Da. Apoi ce fac? O? Trebuie să o încărcăm. O vom încărca folosind... Păi scrieți. Scrieți pe tabla a doua. O vom încărca folosind load. Load. Load, am încărcat. Păi? Așa. Load. Și după ce dăm load, dăm pe load. Load. Dăm pe forță. Dăm pe forță. Forță. A, vrei forță. Forță, forță. Bun. Așa. După ce am accesat forță, vom da coordonatele ei și punctul componentele de ei. Componentele ei și punctul de apel. Adică îi dăm, e fix, e fix, e fix, e fix. Da. Și după aia, enter. Enter. Corect. Și, desigur, forța care dorim să... Sau putem să-i dăm low și moment. Moment. Sau la fel, e mic, sau... e mic de chem Z. Da. Sau presiune. Tot vectorială. Pe X, pe Y, pe Z. Da. Sau presiune perpendiculară pe da? Bun. Și... După ce am făcut... Deci am încastrat și am încărcat. Și am încărcat. Va trebui să... Solution, da? Da. La solution. Solution. Și acolo, domnul inginer, ce face? La solution. La solution. Ce? La solution trebuie să dăm deformații totale, direcționale, stresii, și tensiune, stres. Stres este formici. Tensiune, da? Deci deformație. Deformații, deformații totale și direcționale. Corect. Formă, deformații specifice. Deformații specifice. Specifice, epsilon, adică strain, în engleză. Se scrie strain, da? Și... Tensiune normală echivalentă, formisis. A, și deformații specifice, formisis. Tot formisis, da? Deformații specifice, formisis. Să văd cum a scris domnul Ingea, stați-vă. Scrie form cu doi de S, mises. Ia.
Mises. Da, corect. Iar ăla V e mic. Așa că e olandez. For Mises, da? Da. Cu doi de S, a scris? Da. Mises. Mises. Cu doi de S, aici e primul. Exact. Acum, nu. Mi, doi de S, S, S. Așa, for Mises. Por, tensiune, tensiune, normal, tensiune normală echivalente, for Mises. Adică stres, cu doi de S. Equivalente von Mises. Deci aici se trece von Mises. Numai un pic. Deci ceea ce vrem noi aici este să, numai un pic, Cătălin, să trecem de la interviu pentru angajat inginer mecanic pe calculator, să trecem la proba mentală, adică să se lucreze în un anumit program în ASI, Solidor, Spatia, Inventor sau ce program lucrează firma respectivă, să se facă un interviu în programul respectiv fără calculator în față. Deci, o altă modalitate de a angaja pe inginerii cei mai buni. Adică cel care face fără calculator în față, atunci când are calculatorul în față, lucrează ca și peștele în apă, adică se simte în largul lui. Dacă nu a avut la această variantă, la această performanță, inginerul respectiv nu o să dea rezultatele scontate. Așa credem noi că o să vină perioada de glorie, adică să se dea interviul teoretic, partea teoretică, să scrie omul, da? Iar partea practică, utilizarea programului respectiv, să se dea tot scriind, deci fără calculatorul în față. Atunci când are calculatorul, îl ajută. Dar când face fără calculator, atunci este inginerul deja introdus în tainele programului respectiv. Bun, de aici vedem... Da, solv și ne va rezulta soluția. A, solv, fulgerul și gata. Da? Și vedem interpretarea rezultatelor. E, acum. Deschidem acum Workbench pentru a simula arborele nostru în static structural mecanic. Vom aștepta puțin. S-a deschis programul. Da, e static structural. Un pic, cum aș face în tablou. Nu, dar da, e static structural, ignor fără aici. Nu, că ia puțin până se deschide. Ok. Mergem în static structural. Dublu clic. Ori dublu clic, ori îl lipim trage în suprafață. Tragem de el. Bun. În primul rând, trebuie să schimbăm materialul respectiv. Și mi-am dat aluminiu. Dăm pe Engineering Data, Edit. Și observăm că este structural stil ca de obicei, cum se autosalvează. Mod implicit îl luat, da? Bun. Noi trebuie să modificăm acest material. Pentru a modifica, intrăm în Engineering Data Source. La Generals Materials. Da. Și vom introduce un aluminiu. Alui aluminiu. Adică? Aici. Da. Vom, aliev de aluminiu. Da. Este. L-am bifat. Vom trece înapoi la proiect. Proiect, da. Geometrie. După care intrăm în geometrie pentru a importa geometria. Import geometrie, browse. Browse. Și luăm IGS-ul nostru. Orbele cotit. După ce am luat piesa noastră, intrăm în model, edit. Și apoi se va deschide căsuța cu mecanică. Deci ANSYS Workbench mecanică.
Overall progress geometry, transferă geometria, nu? Da. Trebuie să avem răbdare. La o piesă mult mai complexă va importa mult mai greu. Observăm că geometria este validată, coordonatele sistemului sunt validate. Intrăm în geometrie pentru a schimba materialul nostru. Intrăm pe part. Și la segment schimbăm oțelul cu aluminiu. Da. După care mergem la mesh. Mergem la sizing. Modificăm din grosolan. Discretizare fină. După ce am făcut acest lucru, click dreapta pe mesh, generate mesh. S-a generat discretizarea. După acest lucru, mergem în static structural. Mergem la support pentru a încastra, fix support. Alegem suprafața de încastrare. Suprafețele de încastrare. Suprafețele, da, pentru cu control ținem apăsat și... Dar ține continuu apăsat. Da, o să se continuă, dar... Așa. Ok, aplicăm geometria. Apply și luăm. Așa. După care, va trebui să-i aplicăm o forță. Forță o luăm din luat. Force. Putem aplica forța după coordonate sau ca simplu vector. Nu, noi o vom după componente. După componente. După componente. E fix. Selectăm locurile. Vom selecta suprafețele. La manetoane. Cât îl apăsat. Acum să deselectează. Am selectat. Da? Apply. Forțele, vom schimba magnitudinea pe componente și vom pune doar pe axa Y, după cum vedem, da, aici. Y. Îi vom pune, cum să-i punem, 15.000. Nu, 15.000, da. Ai 3 zeruri? De Newton, da, da. Enter. Enter. Sau... Enter, da? Ok, se observă. Deci n-ai semnul întrebări, ai încărcat, ai încastrat. La solution, da? Vom trece la deformații totale, direcționale, strain, echivalent vanemis. Omisis. Și stres, echivalent omis. Bun. În continuare, dăm solve. Fulgerul. Și programul analizează. Avem în final, în megapascal, soluțiile sunt ok. Deci mergea și mai mult. Total deformații cât? 2 mm. 2 mm. Acceptabil. De animation. Ok, la... Animație. Bineînțeles, aceasta nu este scara reală. O să-i dai to scale. To scale. Și vom observa... Cât de cât e cea reală, da? Ok. După care, direcțional de informație, 0,3. După axa. Pe axa X, desigur. Da. După care, echivalent elastic strain. Da, deformație specifică, formisis. După cum se observă. Și echivalent stres de, deci, cum am spus noi, 168 de megapascal. Aici, dacă punem aici, avem... Nu. Nu, un pic. Nu e ăsta. Da. Corect. Lăsăm, da? Așa, da? Lăsăm așa. Bun. Aceasta a fost analiza noastră cu element finit, arbor locotit în static structural mecanic. A ieșit conform. A ieșit conform planului. Vă mulțumim pentru atenție.